Coronavirusul produce controverse și în lumea clericilor. După ce acum două zile Bor îi indemna pe credincioși să nu se abată de la restricțiile impuse de către medici pentru prevenirea îmbolnăvirii cu coronavirus, acum s-au răzgândit. Patriarhul Daniel a declarat că regula împărtășirii rămâne neschimbată. Pentru a depăși polarizări și polemici care slăbesc unitatea ortodoxă, trebuie evitate judecățile pripite și trebuie să reafirmăm cu tărie credința ortodoxă că Sfânta Euharistie nu este și nu poate fi niciodată izvor de îmbolnăvire și de moarte, ci izvor de viață nouă în Hristos, de iertare a păcatelor de vindecare a sufletului și a trupului. De aceea la strană se cântă în timpul împărtășirii credincioșilor, trupul lui Hristos primiți și din izvorul cel fără de moarte gustați. Prin urmare, regula împărtășirii clericilor și credincioșilor din același sfânt potir rămâne neschimbată, iar preoții vor explica tuturor credincioșilor că această împărtășire nu a fost vreodată pentru cineva și nici pentru ei nu va fi un pericol. Se arată în comunicatul transmis de Patriarhia Română asta după ce reprezentanții Bor au transmis că oamenii trebuie să respecte cu strictețe regulile impuse de medici. De asemenea, reprezentanții patriarhiei spun că icoanele nu sunt o sursă de îmbolnăvire, ci din contră. De asemenea, în cazul sărutării sfintelor icoane, credincioșii care au o credință vie și puternică nu se tem că se vor îmbolnăvi, ci se bucură de rugăciunea și binecuvântarea sfinților sugrăviți pe icoane, întrucât credința unește libertatea cu iubirea, prin credință se exprimă în mod liber iubirea oamenilor față de Dumnezeu și față de sfinții lui. Din acest motiv, credincioșii ortodoxi sărută sfintele icoane și se împărtășesc din sfântul potir în mod liber, nu pentru că ar fi obligați de cineva să facă aceasta, au mai transmis reprezentanții Bisericii Ortodoxe. Comunicatul de presă a venit în contextul unei mediatizări excesive a epidemiei de coronavirus și al unor solicitări din partea unor instituții de stat ca biserica să ia măsuri pentru prevenirea răspândirii virusului respectiv și pentru diminuarea temerii populației în fața acestui fenomen. neobișnuite surprinse într